scolindător. Ei vin de peste vrem ca o baladă, în jalea unui veac istovitor. Răsar în plac stăpânii să-mi vadă și mii cinstez de-a dreptul din ulcior. Plăcări voi nici cioban de la mioare, crescuți mulți cu brazii la un loc. Au bloscă plină prinsă încingătoare și inima aprinsă sub o joc. Plăcări voi nici cioban de la mioare, crescuți mulți cu brazii la un loc. Au ploscă plină prinsă încingătoare și inima aprinsă sub o joc. Iar ei șterg cu mânii ca mustața, își trag pe frunte cușma mai vârtos, grăbind să ajungă până dimineața la moșii om să-l afle sănătos. E drumul lung și greu, nici că le pasă, în an odată zurgă-le Iisum. Dar moșii om nici astăzi nu-i acasă, din nou s-a dus în sadu pe tutun. Dar moșii unici astăzi nu-i acasă, din nou s-a dus în sadul pe tutun. Plăcări voi nici cioban de la mioare, crescuți mulți cu brazii la un loc. Au bloscă plină prinsă încingătoare și inima aprinsă sub o joc. Plăcări voi nici cioban de la mioare, crescuți mulți cu brazii la un loc. Au bloscă plină prinsă încingătoare și inima aprinsă sub o joc. Bucurie pentru ochi și pentru suflet și pentru urechi să-i ascultăm pe Ion și pe Roxana. Haideți lângă noi, vă așteptăm aici. Mă bucur tare mult să vă revăd și mulțumim tare mult pentru începutul ăsta frumos din zile. Bună seara și pe domnul Ion, vreau să-l îmbrățișez. Bună seara, domnule. Ne amintești de mărțișorul de primăvară deja? Da, eu mă pregătesc deja, să știți. Dar haideți mai aproape așa. Da. Ca să vă văd așa mai bine și să vă aud mai bine. Bucuroși să te revedem. Și eu. Într-un studio atât de spațios și frumos. Să știi că eu am anișor de când frecventez acest studio, dar cum este acum de frumos și de împodobit, mai rar s-a întâmplat. Atmosferic. E foarte plăcut. Mulțumim, da, ne bucurăm și noi și chiar ca să las modestia la o parte, toți invitații noștri ne laudă și zic că le place tare mult la noi, așa că noi nu avem decât să ne bucurăm. Și mă bucur că v-am revăzut și ne-ați cântat așa, am fost atentă la versuri, da, despre Moș Ion care e mereu plecat, care nu e acasă. Este un vers de Dumitru Matkovski, o poezie care mi-a căzut tronc la inimă încă pe când eram student la facultate și tocmai de atunci am făcut această melodie. Roxanda, când era mică, l-a cântat, iar tot cu orchestrație, dar am uitat puțin de el, ea s-a mărit și acum îl cântăm în doi, așa, live. S-a mărit, dar normal, te-ai mărit și... A crescut. Anul ăsta am revenit înapoi la această piesă și chiar mi-e place că ne reușește să o facem în duet. Și cred că pe la anul o să facem orchestrație frumoasă, așa să fie. Doamne ajută!
Așa să fie, da. Cu toate acasă. Eu țineam să vă întreb despre aspectul ăsta. V-ați dorit să cântați live, așa cum, da, așa cum se poate, așa cum, așa cum se și cuvine până la urmă. Nu? Așa se numește, da, și emisiunea, nu? Și așa se numește și emisiunea noastră, da, Live Studio. Dar aceste două piese nu au încă orchestrație și am zis că de ce nu să cântăm și chiar live, pentru că suntem încă în fierie sărbătorilor de iarnă și... Și se cântă doar iarna și ne-ar fi părut rău. Se cântă rău, de iarnă, da, da. Voce, chitară e cel mai aproape de, da, suflet. Și pentru mine și pentru tata, da, deja se, da, știe. Dar și asta vreau să vă întreb. Cred că e altfel când un artist urcă pe scenă și cântă live și cumva se creează o altfel de atmosferă. Cu adevărat. E exact. E o altfel de comunicare. Este un act artistic viu care se întâmplă niște emoții irepetabile. Sunt de mai multe emoții chiar. De fiecare dată emoțiile sunt diferite. Da. Și asta... cumva te face să simți viața mai, mai intens, mai intens așa, și mai frumos chiar, de ce nu? Așa. Și acum să trecem la întrebările clasice, dar eu vreau să știu. Cum a început anul 2023 pentru voi? Cum ați sărbătorit în general Revelionul? Roxanda, tata a fost acasă sau nu? Tata, ca de obicei, la 12... Povestește cum a fost pentru tine. A, dar pentru tine cum a fost, pentru da. Mine, eu am prins și eu o viroză, am stat cu temperatură 39, dar am spus că, băi, dacă prind la început de an, înseamnă că tot anul o să fiu puternică, să treacă acum. Iar tata... La mine, ce-i fost, făcut, la mine a fost invers, la mine exact în prima oră a anului nou, eu am mers la lucru, deci am ciocnit și am... La 12 jumate, la 12 noi am reușit să ciocnim paharele, da, da. Și eu îndată, cu compot de data așa. Asta. Și îndată am urcat în mașină și am mers la un club de noapte unde s-a sărbătorit și am petrecut frumos. Deci să fie de bun augur, pentru că dacă începe anul chiar din prima oră cu lucru, așa să fie tot anul, să de fie binevenit. De lucru. Da, 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 să fie productiv. De da. Roxanda, te simți mai bine acum? Gata? Da, s-a dus, sunt foarte bine, a trecut. Mă bucur că iarăși am putut reveni la voce, chiar dacă mai tușesc, pot cânta și asta pentru mine e cea mai mare fericire, că de altfel tot stăteam și așteptam până îmi revin, până hai că deja a venit iarna, am vrut să cânt atâtea piese de Crăciun și uite, tocmai în cel mai neconvenabil moment. Dar ok, acum toți suntem, trecem prin perioada asta și... Doamne, absolut, ajută tuturor să se însănătoșească cât mai repede. Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Uite, da, dacă tot am început vorba despre Revelion și petreceri și sărbători, tu cam când ai început să te duci de acasă în noaptea de Revelion? Sau întotdeauna ai vrut să stai acasă cu părinții și cu familia? Sau vezi cu prietenii? Că la noi era așa că eu reușeam în noaptea de Revelion să stau și cu ai mei, cu părinții și cu toată familia și mai reușeam să ies la colindat. Sau să mai am niște concerte, mini-concerte, așa că eu reușesc tot în noaptea de Crăciun, în noaptea de Revelion. Plus, dacă nu am prea mari planuri, eu nu sunt o persoană care îi place să se culce dimineața. Mie îmi place somnul, eu am început șampanie și am mers la somn. Eu sunt mai așa, mai calmă. Înțeleg foarte bine, deci da, eu n-aș schimba o noapte de somn pe nimic. A doua zi, de dimineață, da, cu forțe noi, pot să sărbătoresc mai departe, dar măcar un an împrejur. Eu sunt așa, foarte curând. Doamne, și dumneavoastră, tot sunteți cu somnul sau nu prea? Îmi place și mie somnul, cu toate că la veacul meu am avut foarte multe nopți nedormite în pofida profesiei pe care o am și acum ecoul acestor nopți nedormite cam dau de știre și acum oricum găsesc, când găsesc puțin timp, la cucare. Pe 10-15 minute ca să-mi revin și să știi că 15 minute ajută chiar, da, în orice zi. Mai bine decât o oră. Da. 15 minute. Eu am auzit asta. Și anume, da, de la artiști, chiar și de la artiști internaționali prin interviuri, am mai auzit asta. Că dormi, nu trebuie să dormi mult, exact, nu dormi. La mine e probat pe mine personal, deci 15 minute mi-ajunge foarte, foarte bine să-mi revin, să-mi recapăt puterea, mă trezesc și parcă e dimineață. Deci nu știu care sunt procesele interioare, dar asta se întâmplă și poate că noi mai obișnuim prin culise uneori când suntem foarte obosiți să mai punem așa capul pe o parte pe 5-10 minute și ne trezim cu noi forțe și deja e bine. Adică noi așa ne-am obișnuit. Dar funcționează, cred că pentru mai mulți. Da. Eu sper că, da, chiar sper și vă doresc în 2023 să dormiți, dar nu foarte mult.
ca să și eu așa îmi doresc energie pentru mai multă muncă și pentru proiecte noi. Și spuneți-ne ce ne pregătiți, ce mai pregătiți pentru perioada următoare. Și separat, dar și împreună. Eu continui să lucrez cu multă inspirație, chiar mă bucur că am inspirația asta să lucrez la albumul meu solo și peste cât și în engleză, cât și în română. Cu tata mai am acolo niște planuri, el încă nu știe vreo 2-3 piese să facem împreună. Sper că anul ăsta o să ne mișcăm așa mai repede și o să reușim chiar mai multe. Sunt prevăzute de tine? Da. Compuse? Scrise? Aceste duete? Da. E o noutate pentru mine. Da. Eu lucrez la... Acum vreau chiar săptămâna viitoare, cu Doamne ajută, să merg în studio, să imprim îmi place că voi aflați acum unul. Da. Nu, da, să imprim o piesă, voce, chitară doar, poate și un flaut. Este o piesă sacră, este vorba de o rugăciune către Maica Domnului. E ceva deosebit, ceva... În perioada sărbătorilor, foarte, cum ai foarte spiritual, da, da, da. Am fost cumva influențat de perioada aceasta frumoasă de Crăciun și mi-a venit această melodie. Am găsit un text de Traian Dors și am făcut o melodie. Îmi place și vreau neapărat să o imprim și să o includ pe sticul acela pe care l-am scos eu anul trecut, că noi nu ne-am văzut de anul trecut. Da. Pare mi se de toamnă. Da. Toamnă. Ne-am văzut afară? Da. Când da. Ne-am văzut afară? Da. 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 Și s-o includ pe sticul acela al meu, care, cu colecția de aur pe care am lansat-o anul trecut. Și anul acesta vreau să suplinesc sticul cu mai multe piese. Muzica acustică. Cu muzica acolo acustică, este și album cu muzica acustică. Da, da, evident. Îmi place că vă înțelegeți și că vă... Ce ne rămâne? Când și cum, când și cum. Se întâmplă să mai sară și scânteie în disputele noastre, dar asta e creație, asta e comunicare. Dar acum puteți să spuneți că ați devenit deja mai mult, mai apropiați, mai prieteni? Sau în continuare există relația tată-fică? În primul rând, cred că e tată-fică și după aceea prieteni. Dar comunicarea la noi a fost mereu, nu știu, împărțită în tată-fică și prieteni, deci noi suntem muzicieni. În două cuvinte, noi suntem foarte buni prieteni, dar nu uităm că suntem tată și fică. Așa. Nu uităm. Sigur că... Niciunul nu uită. Roxana, dar te mai sună tată așa câteodată să te întrebe unde ești? Când da. Da, foarte des mă sună. Ei, nu câteodată. Tot timpul. Mai ai vezi că e ora, deja vezi că s-a întunecat. Sau zic, mai ales acum iarna, că se întunecă da. Repede. Ai vezi că s-a întunecat. Zic, tata, uite că e ora 4 abia. Deci, deja e întuneric afară. Nu e bine, ai grijă. Hai. Asta e haios. Asta e bună. Da. Dacă se întunecă repede, ora 5. Cred că asta să continue și când o să am vreo 50 de ani. Absolut. Da. Asta nu se termină niciodată. Niciodată. Cu siguranță așa va fi. Da. Roxanda, pe plan solo, că vreau un pic să vorbim da. despre tine și despre muzica ta. Te vezi, pentru că fac o paralelă și o legătură cu faptul că mulți tineri încearcă să se lanseze peste prut în da. România, că e mai aproape, da. Da, mai accesibil. Tu ai planuri în zona asta, ți-ar plăcea, ți-ai dori? Și îmi doresc și am planuri, doar că nu am concret anumiți pași pe care trebuie să-i fac. Eu sunt așa mai libertină, cum să-i spun. Probabil seamăn cu tata că el tot este așa. Dar da, vreau nu doar aici acasă, să începem cu România și de ce nu și mai departe, pentru că datorită faptului că scriu muzică în engleză, da. Mi-aș dori cumva să... Să depășești. Da. Zona. O piață mai largă, adică pe piață unde... mai largă. Dar ok, vedem ce mi prezice viitorul, chiar dacă noi îl construim și cu Doamne ajută, anul ăsta încetișor, dar poate și mai rapid, o să-mi reușească anumite rezultate pe care mi le propun. De nu, nu nimic, mai este și anul, mai viitor și da. Tot așa. Adică eu nu mă grăbesc nicăieri, sunt momente când mi-aș fi dorit să fi realizat într-un anumit timp anumite chestii, dar îmi dau seama că nu totul se întâmplă așa cum îți dorești, ci Dumnezeu le aranjează pe toate și atunci eu sunt liniștită și da. O să fie bine. Da. Dar alte domenii, îți plac? Ce altceva îți place? În ce altceva te-ai regăsit?
Oh, vai, dacă aș fi studiat mai bine la școală chimia... Vai, nu spune! Nu, de fapt, chiar aș fi vrut să mă ocup de parfumuri. Am așa o pasiune, dar de multe ori m-am trezit la momentul ăsta că uite cât tare îmi place. Dar niciodată nu e târziu. Nici nu știi, poate mă duc la niște cursuri și mă duc și în partea asta de parfumerie. Dacă... nu asta, atunci actorie sau ceva ce ține de dulciuri, gătit și așa mai departe. Adică sunt multe. Să le iau pe toate la rând. Parfumuri și dulciuri, îmi place combinația asta. Și muzică. Și muzică. Da, cumperi parfumuri, adică îți place să ai diferite, le testezi? Nu în mod special, dar când... ne meresc într-un magazin de parfumuri, pot să-mi ia așa 2-3 ore în liniște și pace să studiez toate asta fără tine când merg la magazin, că tu n-ai avea răbdare să... Cu mine asta s-ar putea întâmpla doar când aștept avionul, sunt în aeroport, la aeroport și aș putea să fac din că nu aș putea... N-am ce face, da. Păi uite, nu... Vedem. Bravo. Interesant. Pentru tata iar e o descoperire. Da, iată. Mai veniți pe Elena pe la emisiune și mai stăm de vorbă și mai faci lucruri. Unul despre altul, da. Și Roxana, vreau să te mai întreb dacă ai tu o piesă preferată din repertoriul tatei. Ceva ce poate din repertoriul formației Catarsis sau de când erai mică, o piesă care ți-a plăcut. De când eram mică era piesa Rinocerii. N-am să o schimb cu nici o altă piesă. Da, o piesă social-politică. Era așa în mod stil așa... pop-rock, mai mult rock și eu eram fan atunci a rock. Eram la școală, clasa 3-a, 4-a, da? Da. Și eram înnebunită după piesa asta. Da, și o cântam mereu prin casă, cu vocea asta de copil, striga cum în stil rock, așa prin casă. Zic, Doamne, ce copilul ăsta? Că e copilul meu. Foarte pasionată era de muzica rock în general și de piesa asta. Și Rinocerii, când am auzit că a făcut o astfel de piesă, zic, tata, mi-ai ghicit pur și simplu mie gusturile. Uite, tata, piese de astea fă mai multe. Hai să facem și un videoclip, până acum mă țin minte. Dar acum tare mult îmi place În inima mea. El o cântă cel mai des. Cumva mi s-a așezat și mie pe suflet, și versurile, și melodia, și are așa un stil country. Tot apropiat mie, pentru că ascult multă muzică country. Și cred că trebuie să mă mai gândesc. De fapt, toată muzica lui îmi place. O să caut după emisiune piesa Rinocerii. Este pe YouTube. Este. Da. O găsim. Da, i-ai făcut-o cu 20 de ani în urmă. Poate cumva nițel s-a mai învechit din sunet, din sunetele... Dar se ține bine. Eu zic că dar ca e și bine. Stilistică e foarte creativ, așa. Adică e interesant. A ieșit o piesă interesantă. Mie, dacă nu-mi place vreo piesă de-a lui, rar când... pot să spun așa, îi dau voie să cânte, da. Să prezinte lumea, da. Să iasă la suprafață, îi spun, tata, mai gândește, da, nu merge așa. Este primul meu critic și eu aplic urechea pentru că e altă generație, e altă viziune și eu țin cont neapărat. Da, și eu tot, da, așa unul. Îmi place, mie îmi place că voi veniți la noi. Și nouă ne place tare, sincer, să venim aici. Și eu aștept luna aprilie, pentru că piesa mea preferată e aprilie. Apropo, da, și aprilie tare îmi place. Și Adamie Tatiana tot. Așa, gata, noi să vinim aici. Mulțumesc. Când mulțumesc. Vine luna aprilie, vă așteptăm ca să ne cântați piesa. Cu drag. Roxana, zi. Vreau să spun că am fost în studio pe tot parcursul când se făcea această piesă, da. Și primea mare plăcere să ascult, pentru că am auzit toate etapele și toate ideile care veneau și era ceva neobișnuit și pentru el, era ceva nou. Exact, da. Da, și... Chiar și ca componistică pentru mine, ca și autor de cântece, a fost ceva nou pentru mine. Și eu tare mă bucur când el ia o direcție mai nouă și încearcă ceva ce nu a mai făcut. Și chiar mă bucur. Îmi place să experimentez. Nu tot timpul mi iese ce îmi doresc, dar încercarea contează tot timpul. Trebuie să încerci ca să știi... Să faci din ce în ce exact, mai bine. Exact. Până vine luna aprilie, cântăm Noapte de Crăciun? Da. Da. Haideți, că suntem totuși în perioada sărbătorilor de iarnă. Încă așteptăm revelionul pe stil vechi. Noi încă sărbătorim. Noi suntem bogați în sărbători. Da. Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru că ne-ați cântat și să ne cântați acum. Și vă mai așteptăm cu mare plăcere și împreună, dar și separat cu proiectele individuale. Cu mare drag. Vă mulțumim și noi pentru invitație. Vă urăm sărbători frumoase în continuare și un cântec. Și un an nou, frumos,
bun și blând. Belșugat. Da. Și, cu oameni buni. Și, cu mult, și invitați frumos. Și cu pace. Mulțumim și cu multă sănătate. Mulțumim tare, tare, tare mult. Ce frumos am început emisiunea asta cu Ion și Ruxandra Rață. O să ne cânte chiar acum, Noapte de Crăciun. Și eu vă invit să ne rămâneți aproape, doamnelor și domnilor, pentru că nu de alta, dar astăzi mai avem invitați cu care nu ne-am văzut de mult și așteptăm cu mare plăcere, dar și muzică și dans vin toate pe rând, pe parcurs, rămâneți alături de noi. Iar acum, 100% live, Ion și Ruxandra Rață. Orașul strai noi și-a pus mărgăritare ca de sus, lumini s-aprind în pelinare, anul cel vechi pleacă în uitare, e ajunul nopții de Crăciun, când toți dorințe noi își pun. E o altă lume ca din basme, cu fețe noi și vechi fantasme. E noapte de Crăciun, când toți în jur își spun cuvinte de iubire și urări de fericire. Cât fulguie divin, ard lemnele în cămin, avem un alt ajun al nopții de Crăciun. Cărunte fumuri urcă-n cer, pe al colindelor lung ler, trece agale o umbră albastră, ce lasă urme pe fereastră. Flori de marmură pictează și în ghirlande le aranjează. E cerul nopții ce-a înghețat pe deal la margine de sat. E noaptea de Crăciun, când toți în jur își spun cuvinte de iubire și urări de fericire. Cât fulguie divin, ard lemnele în cămin, avem un alt ajun al nopții de Crăciun. Avem un alt ajun al nopții de Crăciun. Avem un alt ajun al nopții de Crăciun. De Crăciun. De Crăciun. De Crăciun. De Crăciun.